Bună seara, dragilor, numele meu este Sebastian, am 22 de ani și nu-i Domnul bun? Atât de bun încât câteodată stau și mă gândesc, noi îl numim Dumnezeu, dar El, știți ce e cel mai fain lucru, câteodată mă copleșește chestia asta, ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Săi. Și Iisus Hristos a spus, cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui. Credeți-mă pe cuvânt că cele mai mari lupte ale mele le-am la început. Oare ce să zic, cum să zic, cum să fac, ce să scot, ce să asta, niște lupte constante. Dar până la urmă noi suntem aici să-L mărturisim pe Hristos. Și timpul, dacă aș sta să vă povestesc, mi-ar trebui ori în șir. Dar să vă zic pe scurt ce fel de om am fost eu. Eu n-am crescut așa într-un mediu creștin, doar am fost într-un mediu creștin ortodox, dus de mic la biserică, până pe la vârsta de 8-9 ani am fost și eu în biserică, cântam cu diacul acolo, știam Tatăl nostru, dar cam ăla a fost singurul meu contact. După unele circunstanțe din familie și așa mai departe, am ajuns în lume. Am ajuns în punctul în care mi-am dorit de mic să fiu afirmat, să fiu acceptat de către ceilalți, îmi doream tot timpul să mă afirm cu ceva și așa pe la vârsta de 11-12 ani am avut primul contact cu țigările. Primul contact cu țigările m-am dus, doar mi-am dorit să fumez. Era un băiat mai mare ca mine, un copil mai mic, vreau să fiu și eu ca ceilalți, care sunt mai mari decât mine, credeam că alții știu ce-i mai bine, ce-i cool pentru mine și ce-i bine pentru viața mea. Am tras din țigară, m-am înecat, o râs de mine, am zis că de acum standardul ăsta a meu e să învăț să fumez din țigări. Zi și făcut, am învățat să fumez țigări, dar ce m-a ruinat cel mai tare pe mine? La vârsta de 14 ani am intrat în lumea drogurilor, am fost introdus în lumea dependenței de drogurilor. Bine că la început nu a fost ceva, să zic, să-mi spună cineva urmările lor. Pentru mine a fost totul super la început. Știți cum mi se prezentau? Ca fiind ceva bun, nu? Scap de griji, râzi, te distrezi, tot a fost exact la fel. Dar n-am știut că ulterior, câțiva ani mai târziu, or să ajungă drogurile să pună atâta o stăpânire pe mine, nu numai că sunt drogurile în sine, dar și cum cel rău vine prin depresie, prin anxietate, prin furturi ca să procur drogurile. Cam asta făceam până la vârsta de 15-16 ani, dorind să fiu acceptat de către gașca și băieții cu care eram în parte. Aveam momente în loc să stau să merg la școală și seara să învăț pentru școală și chestii de genul, să mă intereseze școala, pe mine mă interesa cum să procur bani. Și bani fie furam de la mama, deja relația se strica, fie începusem să fur cu băieții respectiv din șamponuri, sticle de alcool, orice se putea fura, dar nu furam neapărat că, hai să zic că îmi trebuia drogul, eu vreau doar să fiu acceptat de către cineva. Ulterior, drogul pus stăpânire pe mine. Așa de tare am fost prins încât am ajuns la un moment dat, ca să sar peste niște etape, am renunțat la școală, relația cu mama s-a stricat, cu tata nu prea aveam relații, frățiorul meu mai mic, nu aveam relație cu fratele meu mai mic, am crezut că ceea ce văd în videoclipurile muzicale, ce îmi spun alții că faima și banii și drogurile și femeile și toate chestiile astea lumești mă vor împlini, ceea ce am și încercat. Am început să fac muzică, am început să lansez melodii, să am concerte, am crezut că faima îmi va duce bucuria. Nici asta nu mi-a dus bucuria, absolut deloc. Și să vă spun sincer, am ajuns în depresii, depresii în care strigam după ajutor, dar nu știam cum să strig după ajutor. M-am automutilat singuri, am fugit în alte țări, m-am dus în Germania, am fost în Olanda, acolo am zis că fug de alte chestii, de responsabilități, bineînțeles, că n-am fost în stare să-mi asum absolut nimica. M-am tatuat pe față în ideea în care, la momentul respectiv, viața mea, am crezut că e undeva pe aici și gata, aici sunt eu. Ăsta sunt eu, sunt mai presus, nimeni nu poate să-mi zică ce să fac și eram așa un om de mândru încât nu ascultam, eram un răzvrătit, un rebel, constant. Și slavă Domnului că a fost un moment din viața mea când Iisus Hristos m-a căutat. Și de aici începe cea mai frumoasă parte a mărturiei mele. Eram în Olanda, în Amsterdam, unde drogurile și prostituția îi sunt legale. Și în fața gării, era ziua mea de naștere, făceam 20 de ani, țin bine minte, și în fața gării era o femeie care avea scris pe un carton, Iisus vine. Și a venit femeia la mine și a zis că, hei, știi că Iisus te iubește? Dar vă dați seama, pentru mine, fiind din lume, da, Doamne, știu, uite, de Iisus, știam de Iisus, dar n-aveam legături cu chestii, cu religia sau nici măcar cu creștinismul, nu vroiam să am de-a face. S-a bucurat foarte mult și dintr-o discuție în alta. Eu acum știu ce înseamnă să pună Duhul Sfânt pe inima unui om să mergi chiar la omul ăla respectiv. O zis că pot să mă rog pentru tine. Eu eram în grabă și am zis, Doamne, dacă vă las să vă rugați pentru mine, eu nu o să mai am timp să prind trenul și am dat să plec. Și când am dat să plec, i-am oprins de mână și o zis că Iisus vine. Tu pleci? Și nu am plecat și cred că am făcut cea mai bună alegere din viața mea. De atunci s-au întâmplat niște chestii. Știți cum spune Domnul Iisus? Nimeni nu poate să vină la mine decât dacă este atras de Tatăl.
Și am început să fiu tot mai atras, tot mai atras. Eram în dependența mea, am fost dependent și la seringă, inclusiv m-am injectat cu droguri. Și stăteam acolo ascuns în camera mea și mă uitam la videoclipuri cu pocăință, cuvântul lui Dumnezeu, chestii genul. Și ziceam, bă, dar vreau și eu pacea asta, vreau și eu să scap de chestiile astea. Că după un timp, depresia și toate lucrurile care vin peste cap și anxietatea, am crezut, umblam mândru cu tatuajele. Am ajuns la un moment însă nu mai pot să ies din casă dacă nu eram cât de cât așa sau cât de cât așa. Mă scuzați pentru expresie, dar alea au pus stăpânire pe mine. Dar Domnul Iisus nu m-a lăsat. Nu m-a lăsat. Să vă spun de ce. M-a căutat de fiecare dată până în punctul încât am realizat că nu pot eu pe puterile mele. Și cum spune Psalmul 34, când un nenorocit strigă, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Nu numai un pic, din tot. Și astăzi sunt aici datorită harului lui, că anul trecut pe vremea asta eram prins în dependență. Într-un moment de disperare al meu, în care m-am certat cu mama, în care îmi premeditam suicidul, cum să mă arunc în fața trenului, cum să așa, dar eu conștientizam, mă, dacă mor, mă duc în iad, că mi-era frică de chestia asta. Și atâta de tare am fost supărat, încât am căzut la pământ, nimeni nu mai vrea să aibă de-a face cu mine. Nici mama, nici tata, nici prietenii, eram singur, o cameră groaznică, mizerabilă. Și acolo în camera am strigat cât m-o ținut plămânii. Doamne, salvează-mi sufletul că nu vreau să mor. Și Domnul a auzit. După 4 luni de zile, exact astăzi vă dați seama să împlinesc 10 luni de zile, când Domnul mi-a vorbit tot așa într-o cameră, renunță. Și am știut din start ce trebuie să fac ca să renunț. Am renunțat, mi-am sunat mama, mi-am sunat tată, le-am spus cu ce mă confrunt, m-am smerit, deși nu știam lucrurile astea, și am ajuns în psihiatrie. Acum 10 luni am intrat în psihiatrie. Și acolo, în psihiatrie, m-a căutat Domnul Iisus. Eram 9 persoane și am primit niște cărți să le citim. Și care erau șansele ca să fie o carte mică acolo, nesemnificativă? Și titlul era Cuvântul lui Iisus Hristos. Și era cu explicații din Biblie, cu... Nu mi-amintesc ce scria, dar mine s-a aprins o chestie. Bă, vreau să citesc Biblia. Vreau să-L cunosc, vreau să văd chestia asta, vreau. Și tot i-am trimis, aduceți-mă o Biblie, aduceți-mă o Biblie. Eram și pe sedative, uitam, iar îi puneam să... N-avem o Biblie, n-avem o Biblie. Dar faptul că mi-am dorit în inima mea să fac chestia asta, gândiți-vă cum a închis Dumnezeu ușile din lume și le-a deschis spre Centru Teen Challenge, din care încă sunt astăzi. Am ajuns după 3 zile la interviu cu stafful de la Teen Challenge și spun mărturia mea. Și ce-a fost cel mai tare moment atunci, când în timp ce îmi spuneam mărturia, stau așa și mă cuprinde o pace din cap până în picioare și stau și mă gândesc și spun... De droga nu m-am drogat, de băut n-am băut și medicamente eu n-am luat. Dar parcă nu m-am drogat în viața mea, parcă n-am, nu știu, se întâmplă ceva. Și mi-am zis că e Duhul lui Dumnezeu. Și zic, cum adică e Duhul lui Dumnezeu? Vă dați seama, eu după psihiatrie, după toate chestiile astea, cumva am nevoie de schimbare, am nevoie de ajutor. Dar nu știam, am știut cumva oare că e mâna Domnului. Și am intrat în centru și am dat de un verset în Biblie în care zice, iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și am zis, Doamne, de aici mă predau. De aici mă predau. Și îi dau toată slava, toată cinstea, toată gloria lui, pentru că pe mine se vede așa că am fost în lume, am fost cine am fost, dar dacă oamenii și lumea nu mi-a dat nicio șansă, au zis că vai șamar, că ești un hoț, că ești un drogat, tu n-ai nicio șansă, El mi-a dat toată șansa la fel cum mi-a dat-o și nouă. Și suntem o lumină, nu? Și suntem aici să lăudăm. Și vă mulțumesc foarte frumos că m-ați ascultat, gândiți-vă, asta vreau, singurul gând cu care mai vreau să-i las. Cum mi-a vorbit Domnul, mă rugasem, eram în pavion, vineam în coace și mă rugam așa, zic, Doamne, vreau să-mi vorbești. Nu știu cum, dar vreau, eram foarte așa, un pic, tot timpul am tendința, nu sunt prost născut din nou, am tendința să merg mai repede, să fug, să avansez cumva, să văd, să aud. Și am zis, Doamne, te rog frumos, vorbește-mi și să vă arăt un pic cum mi-a vorbit Domnul. Când am venit și am văzut așa hala pe din afară, chiar la început, zic, și am intrat în biserică, o biserică mare, frumoasă, unde e prezența Domnului, e prezența Domnului, zic, mamă, ce tare, azi dimineață, nu mai știu cum îi zice, am fost la altă biserică, ceva de genul, tot așa, hală, te uiți pe din afară, mă, n-ai fi zis, dar când intri prezența Domnului, și atunci a stat și m-am gândit, zic, mă, noi ca oameni, poate uite că suntem, ne vedem unii pe alții, dar în interior când vine prezența lui Dumnezeu. Și așa mi-a vorbit Domnul prin cumnatul lui Domnul Ema, eram la o discuție sus și zice, mă, dar tu te gândești ce-a fost aici la început? N-a fost nimic. Și așa mi-a vorbit Domnul, să am răbdare, pentru că la început poate e gol, e mizerie, trebuie să facă curățenie, până în punctul în care ajunge exact așa. Și îi dau toată slava lui, slăvit să fie numele Domnului nostru, glorie lui. Mulțumesc că m-ați ascultat. Aștept cu tot dragul să vă mai vorbesc, dar fiți binecuvântați!